Corneliu Cocosu a refondat statul român democratic, statul de drept și statul național. Ideile lui, în ciuda tuturor atacurilor, în ciuda tuturor calomniilor și denigrărilor din anii 90, au creat istorie și vor crea și de aici înainte. Corneliu Cocosu va rămâne mult timp de aici înainte un reper, nu doar în trecutul României, dar un reper pentru viitor. Cred, împreună cu dumneavoastră, împreună cu foarte mulți dintre români, că seniorul Corneliu Cocosu este cel mai important lider politic din secolul 20, împreună cu Iuliu Maniu. Cred de asemenea că seniorul Corneliu Cocosu este unul dintre cei mai mari lideri politici ai Europei, singurul reper moral pentru români în fața Europei și lumii întregi, atât în timpul vieții lui, dar și după moarte. Care sunt principiile, argumentele pe care Corneliu Cocosu și-a fundamentat întregul destin politic? Da? Patru proiecte mari de țară. Primul proiect, intrarea în Uniunea Europeană. Al doilea proiect de țară, intrarea în NATO. Atunci când celelalte partide politice vedeau pentru România un alt destin politic și istoric. Aceste lucruri s-au întâmplat după moartea seniorului, după ce România a avut un guvern democratic, primul guvern democratic în 1996. Da, mai sunt două proiecte de țară care rămân în sarcina noastră ca un testament al lui Corneliu Cocosu. Unirea României cu Basarabia, cu frații noștri de peste Prut, și restaurarea monarhiei. Sunt proiecte de țară pe care noi avem datoria să le ducem la îndeplinire. Corneliu Cocosu este liderul PNCCD-ului, dar Corneliu Cocosu este acum respectat chiar și de adversarii săi politici. Este însă o mare diferență între noi. Pentru că dacă noi, aici, la PNCCD, dorim să ducem la îndeplinire testamentul lui Corneliu Cocosu, alții care astăzi, și îi felicităm cu o fac, îl onorează pe Corneliu Cocosu, ar vrea să vorbească despre Corneliu Cocosu și chiar despre PNCCD ca o pagină închisă a istoriei. Nu? Noi vorbim despre Corneliu Cocosu și despre testamentul lui politic ca un program politic al partidului și al României care trebuie dus și de acum încolo la îndeplinire. Nu?
noi PNţCD-ul avem datoria istorică să punem în opere, să punem în act linia vizionară a lui Corneliu Coposu din 90, care nu-i aparține numai lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu este moștenitorul unei tradiții de libertate, a unui ideal al națiunii, care s-a născut odată cu declarația Mitropolitului Andrei Șaguna pe Câmpia Libertății de la Blaj în 1848. Corneliu Coposu îl recunoaște pe Andrei Șaguna ca primul președinte al Partidului Național Român, primul președinte al PNţCD-ului de astăzi. Corneliu Coposu este moștenitorul liniei politice și morale care a fost realizată prin Andrei Șaguna, prin Simion Bărnuțiu, prin Avram Iancu, care în 1852 a aderat la proclamația și declarația de la Blaj din 1848, venind mai încoace spre Ilie Măcelariu, Dr. Ioan Drațiu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache. Prin urmare, Corneliu Coposu nu este o figură excentrică. Nu este o figură care ar putea să facă obiectul unor studii de excepție, ci este moștenitorul el însuși, o sinteză a luptei românilor de veacuri pentru libertate, pentru moralitate, pentru morală creștină, pentru dreptate socială. De aceea, Corneliu Coposu rămâne un simbol pe care noi trebuie să-l păzim, pe care noi trebuie să-l îngrijim și cu multă pricepere, cu multă demnitate, să-l ducem mai departe ca pe un simbol național. Două instituții au rămas simboluri naționale, instituții naționale, după 1990, până astăzi. Trebuie să avem grijă de ele și să le întoarcem poporului, să le redăm poporului. PNţCD și Casa Regală a României. Noi nu suntem un partid ca oricare altul. Casa Regală, de asemenea, este o instituție națională fundamentală, creatoare de istorie, de stat național și de cultură în România. PNţCD-ul trebuie înțeles și trebuie urmat ca o instituție națională și trebuie să facem aici acest angajament că nu suntem unul dintre partidele care joacă astăzi pe scena politică contextual în funcție de interese de grup, în funcție de interese de persoane, în funcție de interese electorale. Și dacă vom da acest mesaj, iar mesajul nostru va fi auzit și va fi auzit, PNţCD-ul va reveni acolo unde îi este locul. Adică, este partidul care trebuie să conducă în viitor România. Cu mare sinceritate vă spun, România nu se va restaura, nu va redeveni o țară normală decât prin ideile și viziunea pe care Corneliu Coposu le-a pus în act în 1989-1990. Indiferent de liderii politici care vin și pleacă de la putere, indiferent de partidele politice care vin și pleacă de la putere, indiferent de compromisurile pe care aceștia le fac în numele lor. Reîntoarcerea la popor, reîntoarcerea la demnitate nu se va realiza decât atunci când
ideile lui Corneliu Coposu și marii moșteniri pe care el însuși a reprezentat-o și o reprezintă, vor fi restaurate în spațiul public românesc. Acest lucru este indubitabil, pentru că Corneliu Coposu reprezintă o adevărată conștiință națională. De aceea, toți încearcă să se revendice. De aceea, toți încearcă să-i pronunțe numele și să câștige electoral. Dar noi, la PNCCD, avem o datorie mai mare. Noi, la PNCCD, trebuie să punem în operă, cum spuneam, o viziune politică fără egal în binele țării, spre binele țării. Este astăzi un moment de bilanț, este astăzi un moment de cotitură și pentru PNCCD. Partidul a înviat, partidul a ieșit dintr-o zonă în care mulți dintre cei care îl revendică acum pe Corneliu Coposu l-au aruncat, l-au denigrat, l-au calomniat, l-au exclus, l-au marginalizat. Pentru că, oameni buni, clasa politică nu se poate înnoi decât pornind de la principii. Nu este suficient să avem în partidele noi oameni tineri care moștenesc năravurile celor vechi. Nu este suficient să avem partide politice cu finanțări neîmbrăzate, care au confiscat spațiul public. Trebuie să revenim la principii, pentru că numai în lumina acestor principii vom putea să revenim la popor și să fim legitimi. Cred, pe de altă parte, că vocea lui Corneliu Coposu este singura voce reprezentativă pentru români în fața Europei și în fața lumii întregi. Pentru că seniorul Corneliu Coposu s-a inspirat de la principiile moralei creștine, s-a inspirat de la marile principii ale iubirii, ale compasiunii, ale dreptății și ale demnității umane. Prin faptele lui, prin sacrificiul lui, a reușit să devină vocea cea mai pregnantă și credibilă a României din ultimii 25 de ani, mai mult decât atât din ultimii 75 de ani, ducând mai departe moștenirea de care v-am spus. Suntem de aceea și trebuie să o spunem în fața tuturor, obligați și în fața Europei, și în fața partenerilor noștri de peste ocean, Statele Unite, să vorbim în numele acestor principii, pentru ca să ne regăsim identitatea și să ne regăsim respectul ca popor, ca națiune, clasă politică. Fără acest respect, fără această restaurare morală, nu vom putea să fim parteneri loiali, parteneri decenți, parteneri demni pentru o Europa a bunăstării, pentru o Europa a moralității. Nu se poate ajunge la bunăstare în România fără argumentul moral. Nu este posibil ca oamenii să se bucure de prosperitate dacă nu reașezăm națiunea pe argumentul moral și pe sentimentul demnității umane. Sunt bucuros că ne aflăm astăzi aici, la statuia seniorului Corneliu Coposu. Aș vrea să fie pentru fiecare din noi un moment de introspecție, de reculegere.
pentru că fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră, membri acestui nobil partid, nu vă putea convinge pe alții decât prin faptele și prin exemplul personal. Celelalte maniere de a fura votul, de a induce în eroare, de a manipula, nu mai au efectele pe care le-au avut mulți ani de acolo. Iar Corneliu Băbus, Ion Grațiu, mari lideri ai partidului după 90, și-au pus și creat acest loc în istorie și noi trebuie să le urmăm calea. Dumnezeu să vă odihnească în pace pe acest mare om al păcii, pe acest martir, pe acest atlet al întregii creștinătăți, Corneliu Cocosu, și să ne luăm aici încă o dată tuturor promisiunea că vom merge neapătut pe câinile deschise de el. Toate împotrivirile care ni se pun și ni se vor mai pune. Îl citez aici și pe celălalt lider important după 90, Ion Drațiu, și le transmit un mesaj celorlalți oameni politici, partide politici, președintele României, primul ministru al României, mass media. Esența democrației, spunea Ion Drațiu, este următoarea. Voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru a lupta pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Acest deziderat, acest principiu, nu este respectat astăzi. Noi însă vom lupta pentru drepturile tuturor de a nu fi de acord cu noi. Drepturile fiecăruia de a fi liber, de a gândi liber și de a decide în deplină cunoștință de cauză și în deplină împăcare cu propria conștiință. Trebuie să le redăm în numele lui Corneliu Cocosu oamenilor, românilor, conștiința civică, conștiința națională, conștiința de sine înapoi. Și atunci, vă asigur că vom fi mulțumiți că ne-am îndeplinit misiunea. Dumnezeu să ne odihnească încă o dată și vă fericit pe toți cei care ați rămas în partid, sunteți acum în partid și credeți în Corneliu Cocosu și moștenirea lui. Dumnezeu să ne odihnească! Doamnelor și domnilor, urmează ceremonia de pânării în coroană de flori.